crăciun și combinat cu prânzul, e un fel de gustare care se ia așa în familie, între prieteni și își ia fiecare pe farfurie câte ceva. Cam acesta este branciul. Gândiți-vă că oricare dintre farfurii poate fi farfuria celui drag. Este foarte greu, mi-e frică și îmi fac emoții, pe aș vrea să depistez care e farfuria lui, dar nu știu dacă voi reuși. Deci n-aș vrea să fiu pielea celor care îi vor juriza în jur. Nu, să l-am pe film să gătească sau să facă în ce și o să mă uit în farfurie și zic, Doamne, o fi el, n-o fi el, o fi el, n-o fi el. Ce notă dau? Cum dau? Ce fac? Dacă plec acasă, pe ce tâmpenie fac eu pe aici? Wow, este greu al naibii, e greu al naibii. Vreau să vă spun un secret. Cei dragi, nu știu că voi jurizați. Mamă, săraci, de seama ce emoționați vor fi când vor știți pentru cine au venit de fapt. Deci ăștia nici nu știu ce i-a lovit. Îmi doresc niște note reale, niște note aproape de adevăr. Mă interesează să meargă mai departe farfuriile care merită, care sunt gustoase, care sunt frumoase, care sunt pentru totul valoroase. Trebuie să fii foarte inteligent să gătești gustos. Farfurica în poză și gustos. Pentru că degustătorii care nu cunosc mâncarea vor să mănânce mâncare bună. Vreau să văd 7 farfurii senzaționale. Vreau să-i încurci atât de mult pe degustători încât să fie toate 7 farfurii 5 pe linie. Știu sigur că vor pleca 2 persoane și mi-aș dori atât de tare și atât de mult mi-aș dori doar să nu văd galben plecat. Am să vă rog să trageți prima farfurie în fața voastră. Așa. Perfect. Și vă doresc poftă bună. Mulțumim. Prima farfurie. Interesant. Deci chiși cu somon. Încă niște frigărui. Mai, arată bine. E foarte bun ăsta. Somonul.